Cursul de mini-fotbal pe baza sportivă de aici, de la Fântânele, cu două echipe din Fântânele și două echipe din Tisa Nouă. Aceștia au primit premiile acolo la concursurile care s-au desfășurat. Al treilea eveniment a fost cel al rugii Bisericii Ortodoxe de la Tisa Nouă, unde duminica trecută am avut un timp frumos și ne-am simțit cu toții bine împreună. Iată că astăzi Dumnezeu ne-a ferit până la ora actuală ca să nu ne plouă, ne-a plouat azi noapte ca să se mai ducă praful și nădăjduim că va ține cu noi în așa fel încât să avem o zi frumoasă și să ne simțim cu toții bine. Sigur că în continuare n-am să mă mai refer doar la principalele probleme ale administrației publice locale, care și ea este la un moment de bilanț. Dumneavoastră ați auzit, așa cum am scris și în Gazeta de Fântânele, că am primit finanțarea la 1.300.000 de euro pentru extinderea rețelelor de apă și canal în zonele noi de locuințe. Guvernul României ne-a alocat suma de 1.900.000 de lei, la care mai trebuie să punem și noi 1.200.000 pentru construirea unei școli noi în comuna Fântânele, un vis mai vechi al nostru administrației locale, așa cum a fost și celălalt vis privind asfaltarea drumului către Tisa Nouă. În ce privește căminul cultural, este depus și el proiectul la Compania Națională de Investiții și nădăjduim că toate acestea vor încuruna administrația publică locală, activitatea ei și realizările pe care le o să le avem începând și cu acest an, pe parcursul celor 2-3 ani care au rămas din actualul mandat și în cadrul cărora avem termenele de realizare acestor programe de dezvoltare economică socială a comunei pentru creșterea nivelului de trai și ridicarea standardului de viață a dumneavoastră, a tuturor locuitorilor și a nostru împreună cu dumneavoastră și a dumneavoastră împreună cu noi. Programul, în continuare, va continua, ca să zic așa, cu acești frumoși tineri pe care îi vedeți la noi, care și-au făcut ucenicia la Crăișorii Moților și iată cu vechiul instructor, cu mai primul lor instructor, Ilie Macovei, consăteanul nostru, vor prezenta o suită de dansuri, ei sunt din Fântânele, cu care vom continua acest program. Noi, constituiți într-un juriu ad hoc, ne vom deplasa la standurile pe care dumneavoastră le vedeți aici, cum le-ați văzut și anul trecut, respectiv a etniilor din comuna noastră, și le iau în ordinea care sunt către mine, slovacă, maghiară și română, pentru a juriza produsele de artă culinară pe care ei le-au pregătit. Sigur că și dumneavoastră puteți să ne fiți alături juriului, după care vom degusta aceste produse, după ce își prezintă formația de dansuri de la Fântânele, vom veni în jurul orei 4 ca să acordăm premiile, urmare jurizării produselor pe care ni le vor prezenta. Eu vă mulțumesc, vă doresc distracție plăcută și Dumnezeu să ne ajute să avem timp frumos ca să ne putem desfășura această activitate. Doamne ajută! Mulțumesc!